Dragi frați și surori, pe fiecare dintre dumneavoastră, de la cei mai mici până la cei mai mari. Mă bucur din nou să fiu cu dumneavoastră în seara aceasta pe Zoom și vă spun sincer, chiar am avut, cum să zic așa, emoții. Când m-a sunat fratele Ionel, dacă aș... îmi doream, vă spun sincer că mi-am dorit să mai intru cu dumneavoastră pe Zoom. Când m-a întrebat fratele dacă pot, i-am zis, frate, cred că pot. Și imediat după ce am încheiat convorbirea cu fratele Ionel, gândul care mi-a fost în inimă, dragii mei, și imediat după aceea l-a pus o soră pe grup, nu știu care dintre surori, era următorul. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și am auzit și în seara aceasta, repetându-se de fratele Ionel, chiar aș vrea să facă o introducere înainte să citesc cuvântul, dragii mei, spuneam soției mele, oare fratele Ionel vrea toate punctele să mi le iei în seara aceasta, care mi le-am notat și am vrut să le amintesc. Dar cred, dragii mei, și mă bucur în mod deosebit și cred că e Duhul Sfânt la lucru care vrea să ne vorbească. Dumnezeu să ne ajute să putem să primim. Să ne dea Dumnezeu inimă bună, dragii mei, căci atunci, chiar dacă va fi poate un cuvânt mai greu, atunci noi vom putea strânge în inimă dacă avem inima curată și așa e de ușor un om să se îndrepte, egal în ce situație îi, dacă are inima curată și poate să strângă cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, omul acela repede se poate îndrepta. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Am stat înaintea Domnului și la cuvântul care mi-a rămas în seara aceasta și cred că e de la Domnul, dragii mei, este din 1 Împărați, din capitolul 18. Aș vrea să citesc de la versetul 30 până la versetul 39, inclusiv 39 vreau să-l citesc. Deci 1 Împărați, capitolul 18, începem cu versetul 30. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnului îi zisese, Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și le-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne și așa au făcut. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta odată și au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să-L întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut poporul lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ. Au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Amin. Uitându-mă, dragi frați și surori, peste textul acesta, am dat mesajului meu din seara aceasta titlul Lucruri care trebuie să le facem înainte ca să ne asculte Domnul. Înainte ca noi să zidim altarul și aș vrea să cred că fiecare dintre noi avem altarele zidite în familiile noastre și în casele noastre, dragii mei, înainte ca noi să zidim altarul, dacă ne uităm la citirea textului din seara aceasta,
A fost nevoie de cineva care să spună. Ilie a zis. Întotdeauna într-o conversație e nevoie de doi. Unul să vorbească și celălalt să asculte. Dacă vorbesc amândoi în același timp, și soțul și soția, sau într-un comitet sau într-o biserică, dacă ar vorbi toți, nu se mai înțelege nimic. În zidirea altarului lui Dumnezeu, dragii mei, în citirea noastră, vedem o rânduială și o respect unul față de celălaltul și apoi față de Dumnezeu extraordinară. Ilie spune cuvântul lui Dumnezeu că a zis întregului popor, apropiați-vă de mine. Într-o vreme critică, într-o vreme când poporul lui Dumnezeu, dragii mei, dacă ne uităm la versetul 21, tot din capitolul acesta, cuvântul lui Dumnezeu spune prin prorocul Ilie, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioare? Într-o vreme, dragii mei, când în poporul lui Israel, Ahab cu Izabela au adus toți dumnezeii străini de din afară, când inima poporului Dumnezeu au reușit Izabela să întoarcă, dragii mei, să întoarcă inima poporului, să nu mai privească poporul pe Dumnezeu. Și de mai multe ori vedem în Sfânta Scriptură cum oamenii aceștia, poporul lui Dumnezeu care au văzut minunile lui Dumnezeu, care Dumnezeu i-a scos, i-a călăuzit prin mare, i-a scos din mare, au văzut minunile, au văzut toate urgiile cu care au lovit Dumnezeu pe poporul egiptean. Și repede poporul acesta, când Domnul îl duce pe munte, pe Moise, și au stat acolo 40 de zile, mai multe zile, dacă vine după o zi, două, poate nu reușeau oamenii acestea, dar de multe ori încercarea pe care Dumnezeu ne îngăduie, dragii mei, să trecem, Dumnezeu îngăduie de o durată mai lungă. Și Moise întârzie să vină de pe munte, dragii mei, și oamenii aceștia spun, nu să știe ce va mai fi cu ei. Poate omul acesta nu mai vine, poate l-a mâncat de o fiară, omul acesta care nouă nu ne dădea pace să mergem noi cum vream noi, să dansăm noi cum dansează neamurile, să ne închinăm la popoar, la Dumnezeii străini cum se închină toate neamurile, în sfârșit am scăpat de omul acesta. Vedem cu mine oamenilor, dragii mei, a poporului Israel și de multe ori, și noi ne asemănăm cu ei, de multe ori uităm pe cei pe care Dumnezeu ne-i-a pus în frunte și prin care Dumnezeu a lucrat în viața dumitale sau în familia dumitale. Poate ai fost în nenorocire, poate ai fost în necaz. Nu uita niciodată de oamenii prin care Dumnezeu te-a ajutat și te-a izbăvit. Oamenii care când ai plâns, o știu să plângă, oamenii care când ai fost în bucurie, o știu să se bucure cu tine. Și oamenii aceștia, dragii mei, repede vedem din nou poporul Israel alunecă și zice, haide să facem un Dumnezeu, să avem și noi un Dumnezeu ca toate neamurile. Și cumva îl vedem presat pe Aron de poporul lui Israel și omul acesta face, dragii mei, face vițelul acesta și oamenii aceștia când omul lui Dumnezeu coboară de pe munte. Ce se aude acolo în tabără? Ăsta nu-i strigă de biruitor. Ăsta e strigătul unui popor care dansează, cu alte cuvinte, care sunt îndepărtate de Dumnezeu. Aș vrea, dragii mei, să venim din nou la omul lui Dumnezeu, la Ilie. Omul acesta a reușit poporul la dregerea altarului să-i atragă atenția asupra lucrării pe care trebuie să o facă. Într-o predică, într-o lucrare, într-un grup, egal unde slujești, dacă nu ești atent la viața pe care o trăiești tu sau eu în privat, să știi că nu poți oamenii să-i ții lângă tine. Nu poți familia să te ții lângă tine, nu poți copiii să-i ții lângă tine. De ce? Pentru că nu ai mierea aceea și ungerea aceea de la Dumnezeu care să știi cum să-i atragi. Ilie vine înaintea poporului și vedem, măi, nu cumva să venim cu mustrare, că să supără frații. Dar Ilie, dragii mei, a fost omul care a știut legătura care o are cu Dumnezeu și a știut următorul lucru. Eu nu mă uit la fața omului, eu mă uit la Dumnezeu care știu pe care îl slujesc și Dumnezeu când îmi vorbește un lucru, eu aia fac. Dar omul acesta a avut toate lucrurile rânduială față de Dumnezeu. Și vine Ilie direct și începe cu o mustrare la poporul lui Dumnezeu. Până când vrei să șchiopătați de amândouă picioare?
Poate eu, dacă eram sau careva dintre noi, dragii mei, spuneam așa: noi nu putem să venim din nou cu mustrare, că se supără frate și se duc de lângă noi. Oare credeți dumneavoastră, dragii mei, că și cu înțelepciunea noastră sau cu cuvintele noastre frumoase sau cu cuvintele noastre așa să dea bine, vom putea să mergem cu lucrarea lui Dumnezeu înainte niciodată? Cât timp, vreau să punctez aici, dragii mei, primul rând, pe sfințenia personală. Ilie a avut toate lucrurile în îndoială pusă cu Dumnezeu. O știu cine-i Dumnezeu pentru el, o știu cine l-a trimis să-i spună la poporul, la Ahab: tu nenorocești pe Israel. Tu și păcatele tale. Și când Domnul îi spune: Ilie, a venit vremea din nou să merg la el. Omul acesta merge și lucrurile foarte clare în privința omului Dumnezeu Ilie. După ce oamenii aceștia ascultă, vedem mai departe, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, omul acesta spune, dragii mei, el a zidit altarul, dar vedrele cu apă. Le spune Ilie oamenilor: umpleți vedrele acestea cu apă. Și faceți-l odată, și faceți-l de două ori, și faceți-l de trei ori. Și acum am stat și m-am gândit la citirea cuvântului, dragii mei, de ce o trebuie omul acesta, Ilie, că și toate le-a făcut el până aici, de ce o trebuit omul acesta să-i spună poporului Israel: mergeți voi și umpleți vedrele cu apă? Al doilea lucru, care noi, dragii mei, în lucrarea pe care noi o facem, trebuie să eliminăm orice judecată a celor slabi despre lucrarea lui Dumnezeu sau despre lucrarea pe care o facem. Oamenii aceștia s-or fi gândit poate: măi, la cât de cald este aici? La ce secetă îi? La lucrurile care s-au petrecut până acum? Măi, ori face Dumnezeu cumva și ori aprinde jertfa. Și ca Ilie, dragii mei, să traseze o cale dreaptă, să se vadă că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu, că nu a pus nimeni foc. Omul acesta a eliminat orice mit al, cum să zic eu, al falsificării lucrării lui Dumnezeu. Păi Ilie, tu vrei să se aprindă jertfa și tu pui apă. Te trimite Domnul pe tine să-ți apleci găleata la fântână, să-ți apleci găleata la râu și să vii să uși jertfa. Și atunci să nu mai ai niciun gând de judecată. Oare e lucrarea lui Dumnezeu sau nu e lucrarea lui Dumnezeu? Nu-i rău a pune la nu la îndoială, să pui la încercare, să vezi, băi, nu cred orice. Și eu pe oamenii aceștia care nu cred orice, îi consider niște oameni stabili. Niște oameni care nu papă, cum zicem noi românii, tot ce se vinde pe piață. Ăsta vede, ăsta pune la încercare, băi, e lucrarea lui Dumnezeu sau nu e lucrarea lui Dumnezeu? Apoi, și Domnul să ne binecuvintează, dragii mei, mai ales în zilele care noi le trăim, când zice Sfânta Scriptură. Dacă ne uităm în 2 Timotei, în capitolul 3, începând de la versetul 1 până la versetul 5: dar în zilele din urmă vor fi zile grele și oamenii vor fi. Dacă ne uităm, dragii mei, în Psalmul 15, oamenii vor fi clevetitori, oamenii vor fi îngânfați, oamenii vor fi așa mai departe. Dacă ne uităm în Matei, în capitolul 24, și dacă ne uităm acolo de la versetul 4, dragii mei, până la versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: în zilele din urmă, și ajungem la versetele cred că la versetul 12, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: să vor vinde unii pe alții. Astea sunt zilele care noi le trăim, dragii mei, și le trăim nu afară. Nu se referă cuvântul lui Dumnezeu pentru cei din barul, pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu. Lucrurile acestea se întâmplă în biserică. Zilele din urmă, dragii mei, sunt zile grele în biserică. Zilele grele, dragii mei, sunt între cei care poate te-a pus Dumnezeu să slujești. Zilele grele, dragii mei, sunt acolo unde te-a pus Dumnezeu să-i slujești poate pe alții. Și faci bine, și te lupți, și te zbați, și știi să la ce să ne așteptăm. Gândul acesta nu a fost în ziua de astăzi. Să te aștepți după ce ai făcut bine la unul sau la altul să te împroaște cu pietre și să zică că ești cu drag. Asta să te aștepți. Dacă ai cuvântul acesta în inima dumneitale, să știi că nu te vei lăsa clătinat. Bă, dar eu am făcut bine, însuși David,
Vorbea fratele Ionel în seara aceasta, spune, cel care o mâncat cu mine din farfurie, cel care o ieșit din mine, ridică călcâiul împotriva mea și o trebuie să fugă. Noi trăim vremurile, dragii mei, în zilele noastre când oamenii ar vrea să fie toți slujitori. Uitați-vă dumneavoastră, dacă ne uităm la omul ales, primul împărat al poporului lui Israel. Omul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu că își merge într-o luptă și Dumnezeu îi dă biruință. După ce îi dă Dumnezeu biruință, după cuvântul Domnului, vedem până la un moment dat Saul respectă cuvântul Domnului, dar la un moment dat, ascultați ce spune acolo. Și nu vreau să mai citesc, dragii mei, căci timpul trece foarte repede. În 1 Samuel, în capitolul 14, mi se pare că scrie, versetul 29, acolo 32, spune cuvântul lui Dumnezeu așa căci Ionatan, fiți atenți aici, un om pe care Dumnezeu l-a pus și l-a ales și poporul l-a cerut să conducă. Ionatan era copilul lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu că și după biruința care i-a dat-o Domnul când îl trimite Domnul așa mai departe și păstrează anumite lucruri, imediat ajung la versetul care l-a pus fratele pe ecran și poți să-l lași, frate dragă, pe ecran acolo. Omul acesta păstrează anumite lucruri, trebuia să aducă jertfa și poporul vede că nu vine Samuel după timpul spus de Samuel. Și aici vreau să fac o paranteză, dragii mei, de multe ori Dumnezeu spune frate cu tare sau fratele cu tare sau familia cu tare, nu durează mult și eu aduc izbăvirea respectivă. Dar Dumnezeu intenționat, ca și la mormântul lui Lazar, zice că o auzit. S-a întristat în inima lui că erau prietenii lui. Dar zice că special, spune cu cuvintele mele, o mai întârziat. Pentru că Dumnezeu avea o lucrare de făcut. De multe ori noi, în parantezele acestea, dragii mei, noi nu înțelegem lucrarea lui Dumnezeu. Însuși Saul n-a înțeles că nu venea Samuel după timpul pe care i l-a spus. Și omul acesta, fiți foarte atenți, dragii mei, el a fost greșeala fatală a vieții lui, imediat el vrea să fie și preot. Păi dacă te-a pus Dumnezeu într-o lucrare în care Dumnezeu te-a pus, rămâi în lucrarea în care Dumnezeu te-a pus și slujește pe Dumnezeu cu toată inima și cu sinceritate și liber în inima ta față de frați. Omul acesta duce jertfă. Vine Samuel, dragii mei, și îi spune, oare îi plac lui Dumnezeu mai mult ascultarea, mai mult jertfele decât ascultarea? Neascultarea, spune cuvântul lui Samuel, cuvântul lui Samuel pentru Saul, îi spune, e tot atât de vinovată ca ghicirea, vrăjitoria și închinarea la idol și la terafim. Vedem, dragii mei, următoarea greșeală pe care omul acesta o face. Râvnă, aș vrea să o spun, în cârmuire fără pricepere. Uitați-vă dumneavoastră, vine din nou o luptă pentru poporul lui Israel și oamenii aceștia trebuie să lupte și toți cumva stăteau ascunși. Era o luptă grea. Ionatan îl folosește Dumnezeu lucrarea aceasta, dar ceea ce vreau să spun, nici anul râvnă fără pricepere. Saul spune nimeni să nu mănânce astăzi. Aș vrea să vă întreb. Cine merge la coasă, cine merge la sapă, cine merge la lucru, cine merge într-o lucrare grea fără să mănânce. Și când îi se aduce din popor la Saul, măi Saul, oamenii aceștia sunt flămânzi, sunt epuizați. Oamenii aceștia mâncă animale cu sânge. Și uitați-vă dumneavoastră, omul care Dumnezeu l-a pus în frunte, care înainte a făcut pe preotul, dar fără altare zidite în casa lui. Fără a avea viața în rânduială înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu căci omul acesta o zidit de avea primul altar. Păi Saul, tu care ai adus jertfă înainte, pe ce altar ai adus? Cum ai adus jertfă? Vedeți dumneavoastră, dragii mei, cum de multe ori diavolul așa ne prinde și nu ne iartă niciodată. Te pui în lucrarea în care Dumnezeu nu te-a pus. Te așezi pe scaune pe care Dumnezeu nu te-a pus. Ce ai făcut cu limba ta? Ce ai făcut cu gândirea ta? Ce ai făcut cu vorbirea ta? N-ar trebui oare, dragii mei, noi, înainte să facem anumite lucruri, să poți să fii liber în inimă?
Credeți dumneavoastră că și cuvântul lui Dumnezeu, aici unde l-am citit noi despre Ilie, ar fi dat Domnul izbăvire prorocului Ilie? Dacă ne uităm aici, la versetul 36, uitați-vă dumneavoastră aici, în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis. Prorocul Ilie s-a apropiat și a zis așa: Doamne Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Israel. Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu și că eu sunt slujitorul Tău. Deci el îl cunoștea pe Dumnezeu și Dumnezeu îl cunoștea pe el. Și că toate lucrurile acestea le-am făcut după porunca Ta. Păi, dragii mei, frați, surori și oricare suntem pe grup și care nu suntem sau care facem o slujire, când Tu îi spui lui Dumnezeu: Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, eu sunt slujitorul Tău și am lucrat după porunca Ta, ce ar putea să fie între omul acesta și Dumnezeu și popor să nu-L asculte Dumnezeu? Mergem mai departe, dragii mei. Omul acesta, înainte să înceapă el toată activitatea, sunt niște caracteristici ale omului lui Dumnezeu care vrea să rugăciunea să-i fie ascultată. În primul rând, omul acesta trebuie să știe să fie respectos. Dacă vă uitați dumneavoastră, cu câteva versete mai înainte, Ilie le spune prorocilor lui Baal, este de dimineață acum, voi începeți, le dă prioritate, are respect. Cu toate că omul acesta nu avea nicio problemă în încredințarea lui că Dumnezeu nu-l ascultă. De Ilie vorbesc. Știe să, dea, să fie respectos. Da, mă frate, vrei să slujești? Poftim și slujește. Frate, te super dacă nu slujești. Nu mă supăr, frate, numai să lucreze Dumnezeu. Dragi frați și surori, când avem inima curată, să știm sigur că îl vom vedea pe Dumnezeu. Să știm sigur, dragii mei, când avem inima curată, căci rugăciunea noastră e ascultată și nu se pune problema să fie o problemă în neascultare. Doar singura problemă care poate Dumnezeu să ne încerce, să spună Dumnezeu, îl mai las în compit să vedem dacă se clatină. Domnul Iisus Hristos, cum am mai spus și mă repet, despre mormântul la mormântul lui Lazar, o mai zăbăvit, special o zăbăvit, ca să se arete lucrarea lui Dumnezeu. Să nu credeți dumneavoastră și să nu, eu nici eu nu cred lucrul acesta, căci e ușor când Dumnezeu te probează. Nu e ușor deloc. Dumnezeu când te probează, s-ar putea să picăm testul. Uitați-vă dumneavoastră la Saul, o picat testul. Uitați-vă dumneavoastră când l-a pus Dumnezeu la încercare pe David. Se vorbea de David în seara aceasta. Omul acesta o rămas când trebuia să fie la luptă. O rămas acasă. Să se odihnească, să fie odihnit și spune cuvântul lui Dumnezeu că a ieșit așa să se uite frumos afară și a zărit acolo ce nu trebuia să zărească și nu știu ce căuta în timp de război, dar în fine, nu intrăm în amănuntele acestea, femeia aceea în locul acela. Dar vedeți dumneavoastră că a fost încercarea vieții lui și-o picat-o. Credeți dumneavoastră că noi n-am putea să picăm la încercarea sau la testele pe care Dumnezeu ni le pune? Sunt foarte grele lucrurile acestea, dragii mei, să înțelegi că Dumnezeu poate vrea să te încerce. Și când vrea să te încerce Dumnezeu, să fim foarte atenți la lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o trecem, că e o treaptă pe care Dumnezeu vrea să ne o treacă, să ne treacă și să ajungem la poate o altă credință, la o altă încredințare. Să nu fim, dragii mei, oameni care să nu putem colabora cu cei din jur. Cât a fost Ilie de prorocul lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu și a rămas până în zilele noastre Ilie, prorocul vremurilor, omul acesta a știut să colaboreze cu cei din jur, chiar dacă poporul lui Dumnezeu a fost dărâmat. Vedeți dumneavoastră când omul acesta vine înaintea lui și zice, apropiați-vă de mine. După aceea zice în versetul care l-am citit, dragii mei, versetul 36, când trebuia să aducă jertfa, Ilie s-a apropiat de ei. Când nu e unitate la altar,
Când doi unitate, dragii mei, în rugăciune, când vrem să venim înaintea lui Dumnezeu, poate toată ziua am trăit-o cum am trăit-o și vrem să venim înaintea lui Dumnezeu și, Doamne, fă minuni prin mine. Nu se lasă Dumnezeu să fie batjocorit în felul acesta. Cu toate, dragii mei, căci nu avem niciun merit. Meritul e a Domnului Iisus Hristos. Dar noi trebuie să ne silim ca viața noastră să fie o viață trăită lângă Dumnezeu. Și poate vă gândiți, măi, ce? Cum? A vrea, dragii mei, să începem așa treaptă cu treaptă. Cum stai dumneata și după două, trei întrebări care mi le pun în primul rând mie și vi le pun și dumneavoastră, fiecare dintre noi putem să ne dăm un răspuns. Sunt într-o stare cât de cât după voia lui Dumnezeu sau nu sunt într-o stare după voia lui Dumnezeu? Prima întrebare, dragii mei, care o să pun în seara aceasta și mi-o pun în primul rând mie, înfrânarea. Înfrânarea la limbă, înfrânarea la ochi, înfrânarea la gândire, înfrânarea la vorbire. Cum stai cu treapta înfrânării? Dacă am putea să facem așa o privire de ansamblu a omului Dumnezeu, cât ești de înfrânat, atâta ești de neprihănit. Și acum poate spuneți, bă, dar nu numai asta. Dar un om care poate să-și țină în frâu limba, spune cuvântul lui Dumnezeu, poate să-și țină în stăpânire tot trupul. Și de multe ori, dragii mei, scăpăm limba din tine sub control. Și numai te pomenești, băi, frate, dar n-am putut mă să tac. Sau n-am putut să vorbesc altfel. Chiar poate în inima ta n-aveai lucrul acesta, dar ziceai că cineva îți mână limba. Înfrânează-ți limba, dragii mei. Înfrânează-ți gândirea că dacă nu gândești rău, nu poți să vorbești rău. Dacă nu, în inima ta porți lucruri care n-ai putut să treci peste ele, nu poți să faci lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Al doua întrebare, dragii mei, care vreau să o pun în treapta de neprihănire pe care Dumnezeu ne-o cere, cum poți să ierți? S-a întâmplat. Ai greșit. Te-ai supărat în familie. Ai zis poate ceva la cineva care măi, n-ai fi trebuit să zici, sau poate ai fost chiar îndreptățit să spui anumite lucruri. Bun. S-au ajuns în treapta unde s-au ajuns și fiecare dintre noi o știm. Ce facem în situația din acestea? Credeți dumneavoastră că nu ar fi creștinește și pocăiește și ca și copil al lui Dumnezeu să știm să zicem, te rog frumos, iartă-mă? Când ți-ai cerut ultima dată iertare dumneata, nu contează la cine. Poate din familie, poate din grup, poate din afară, din biserică. Când ai știut să zici ultima dată, te rog frumos, iartă-mă. Aș vrea să vă spun, dragii mei. Chiar dacă se transmite, pot să spun. Am fost într-o biserică și a venit un frate la mine și a zis, eu ție vii să-ți dau 3 palme. Am zis că glumește. Ne cunoșteam. Zis, mă, nu e adevărat. Fraților, nu eram numai singur în biserica respectivă și o și când mi-au dat 3 palme, mi-au sărit capul, când într-o parte, când în alta, spus el acolo ceva, un lucru de copii care, cum să vii la un om și matur și cu copii și cu familie și în mijlocul altor frați așa mai departe, să dai 3 palme. V-am spus asta nu ca o laudă să zic că vai ce neprihănit e Liviu, Doamne ferește. Dar vreau să vă spun un lucru. O trecut lucrul acesta, nu i-am zis nimic, doar atâta rău-i să fii om bătrân și să n-ai minte. Putea să-mi fie tată. Omul acesta a plecat, o zis, dacă te-ai supărat, trebuie să mă ierți. Dragii mei, toată săptămâna m-am măcinat cu lucrul ăsta și am zis, măi, eu cumva, n-am nimic cu omul ăsta, dar eu cumva problema trebuie să o rezolv. Și m-am dus din nou în zona respectivă, dragii mei, și când să intru în biserică, dau de exact de persoana respectivă. M-am dus și am dat mâna cu ei și am zis, frate, dragă, în urmă la săptămâna trecută, la ceea ce s-a întâmplat, te rog frumos să mă ierți. N-avem de ce să cer iertare. Pentru că eu nu i-am făcut nimic. Pentru că eu nu l-am lovit. Spuneau alții frați, Doamne, ferește, dacă îmi dădea mie, nu știu dacă mai ieșe din biserică. Dar nu e o atitudine de un om creștin, îți dă o palmă, zice, întoarce și partea cealaltă. Sau îți dă o palmă și tu le iei la pumn. Nu e normal așa ceva, ca și creștin. Dragii mei, când momentul când am dat mâna cu el,
I-am zis, te rog frumos, iartă-mă pe ce s-a întâmplat. Măi, frate, liber, eu am crezut că tu iei în glumă. Zic, frate, dragă, nu iau în glumă, ar fi bine să nu mai faci lucruri din acestea. S-a roșit, cred că dacă era un loc undeva să se bage omul în pământ, s-ar fi băgat în pământ să nu-l mai vadă nimeni. Aș vrea să vă spun, în ziua de astăzi, sunt cu fața curată și Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi. Poate nu te-a lovit, frate. Poate ți-a zis o vorbă. Poate ți-a făcut ceva. Poate nu a avut destulă atenție asupra ta și poate ești un om mai sensibil sau o soră mai sensibilă sau chiar și în familie se poate întâmpla să se supere unul cu altul sau așa mai departe. Eu să mă duc să-mi cer iertare? Dar de ce? Dar eu am păcătuit. Eu l-am supărat. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dragii mei, și e bine să rămânem la cuvânt. Exact cum a făcut omul acesta, până când șchiopătăm de amul două picioare, nu putem să avem înaintare. Noi de fața oamenilor putem să ne mascăm sau poate să nu știe oamenii, dar cu Dumnezeu nu ne putem juca. Dumnezeu vede totul, dragii mei. Și aș vrea să vă spun un singur lucru. Noi trebuie să fim oamenii care să știm să trecem peste lucrurile acestea, să ne cerem iertare și să zicem, te rog, iartă-mă. Păi chiar dacă n-am păcătuit eu, frate, da. Spune cuvântul lui Dumnezeu dacă vrei să vii să aduci jertfă la altar. Era vorba de altar, era vorba de lucruri care trebuie să le facem înainte ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea și aș vrea să vă spun un lucru care trebuie să știți să ceri iertare. Ca tu atunci când vii la altar și vrei să aduci jertfă lui Dumnezeu, tu chiar dacă nu l-ai supărat pe fratele, adică dacă nu ești tu de vină, tu trebuie să știi să fii omul care să vii frate, soțule, soție, copilul, te rog frumos să mă ierți. Chiar dacă nu ești de vină. Cuvântul Domnului spune așa, dragii mei, și așa te simți de extraordinar în inima dumitale când poți să aplici cuvântul lui Dumnezeu în viața ta, așa cum îți scrie El. Dacă ți-aduci aminte, vii la altar și ți-aduci aminte că cineva are ceva cu tine. Păi, adică nu eu, Doamne, să am cu el, nu! Dacă cineva are ceva cu tine, nu aduce jertfa nebunilor, omule. Nu aduce jertfa nebunilor, frate sau soră, care ești sau care mă asculți sau oriunde am fi în lumea aceasta. Fii omul care să aplici Scriptura și care să lucrezi după Scriptură. Ca să poată Dumnezeu să-ți dea bucurie în suflet. Aș vrea să vă spun, pentru lucrurile care le-am experimentat în viața mea, ceea ce m-a spus și înainte, o voce am auzit la ureche în momentele aceea și mi-a spus așa, asta e puterea și bucuria martirilor care o voi da. Fraților, am simțit o bucurie că nu vă pot explica. Și vreau să vă provoc și să vă fac curioși. Experimentează iertarea, chiar dacă nu ești de vină. Să poată să ne asculte Dumnezeu rugăciunea, dragii mei, să nu ne adunăm pe grup, să nu ne adunăm la biserică, să ne adunăm degeaba. Fii omul care să poți să treci peste. Să nu fie împiedicată lucrarea. Nu mai vorbesc lucrarea ta personală. Că oricum, lucrarea dacă o faci, o faci cu nebăgare de seamă și nu ai rezultat. Nu ai răsplătire de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să facem așa cum a spus Ilie aici. Doamne, Tu ești adevăratul Dumnezeu, eu sunt slujitorul Tău și toate lucrurile le-am făcut după cum ai spus Tu. Ce poate să te despartă pe tine de dragostea lui Dumnezeu? Ce poate să se pună între noi și rezultatele care vin de la Dumnezeu, dragii mei, o inimă rea și necredincioasă. Asta ne desparte de Dumnezeu. Chiar dacă mă repet din nou, dragii mei, am ajuns în anumite stări. Și toți mai trecem prin anumite stări. Și toți mai trecem prin supărări când ne supărăm poate unul cu altul. Sau poate când în familie lucrurile nu merg cum trebuie. Sau chiar cum spunea fratele Ionel mai devreme, încercări în viața de familie. Să fii omul care să judeci? Păi și fratele cu tare slujește pe drum, îi prezbiter, îi proroc, îi omul lui Dumnezeu și așa mai departe. Uite ce îi se întâmplă. Ești omul care judeci? Ești omul care imediat tu ai răspuns? Spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei, în capitolul 3, că știi ce spune? Oamenii în zilele din urmă știi ce vor fi? Iubitori de sine. Dacă e bine ceva pe grup, dacă e bine ceva în biserică, dacă vine ceva în familie, eu, fără de mine, nu se putea face nimic. Nu crede lucrul acesta. Și Ilie, care a fost îndreptățit,
să spună lucrul acesta. Doamne, spune, a rămas singur. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, stai cu minte, Ilie, dragă, că nu ești numai tu singur. Nu ești numai tu singur, Liviu. Mai sunt încă ca tine mulți. Și dacă astăzi te tragi de la slujire și dacă mâine ești supărat și dacă mâine iar nu poți să slujești și mâine nu iar nu te duci la biserică și păi mâine iar nu faci lucrarea lui Dumnezeu, crezi că Dumnezeu are nevoie de oameni de al lui Dumnezeu care să slujească la Paști, la Crăciun sau doar la vreme bună? Cele mai binecuvântate predici și cu putere și prorocii au fost poate când am fost cel mai zdrobit, cel mai călcat în picioare de diavolul și poate îngăduit de Dumnezeu. Sau de multe ori, dragii mei, poate greșim și anumite lucruri în viața de familie, noi le facem, neavând experiență. Nu pot să pun experiența care o am, să zic, după 30 sau după 25 de ani de familie cu experiența ca în primul an când m-am căsătorit, nu? Lucruri care le înviez pe parcurs și Dumnezeu le vede și le știe. Și Dumnezeu știe cum să le cântărească. Dar noi, dragii mei, am mai crescut în starea spirituală sau tot acolo am rămas? Ai crescut în vorbirea, în relația de familie? Ai îmbunătățit-o, mă refer, de când te-ai căsătorit sau mergi tot așa sau mergi mai rău? Nu ar trebui să reparăm anumite vorbe sau anumite atitudini în viața noastră? Cum să lucreze Dumnezeu? Doamne, binecuvintează pe fiecare în parte. Dumnezeu să ne dea putere, dragii mei, pe fiecare în parte și nu o luați. Iertați-mă ceea ce vă spun și lăsați-mă să vorbesc cum Dumnezeu îmi dă și dacă vă supărați careva dintre dumneavoastră, supărați-vă, dar să vă supărați în așa fel să mă iubiți mai mult și să-L iubiți mai mult pe Dumnezeu. Niciodată un prieten, dragii mei, când vede că ești beat, îți dau un exemplu, nu de pe grup, dau un exemplu așa, când vede că ești drogat, când vede că umbli în locuri stricate, prietenul adevărat, care îl cunoaște pe Dumnezeu, nu cei care te împing în lucrurile acestea, ăla niciodată nu-ți va zice, măi, prietenul meu, hai să zic că face bine. Nu! Omul acesta știe să taie, știe să spună, Liviu, nu-i bine ceea ce faci. Nu vi s-a întâmplat în viața dumneavoastră să aveți prieteni și să vă spună, mă, nu-i bine ceea ce faci. Și chiar să te superi pe el și chiar să zici, mă, lasă-mă în pace. Omul acesta, la un moment dat, când te-ai liniștit, când ai văzut lucrurile că s-au așezat un pic în viața ta, să zici, mă, să știi că au avut dreptate, mă. Să știi că au avut dreptate, mă. Și am fost așa de supărat și să începi, dragii mei, când noi decidem să, în inima noastră, să începem, măi, vreau să aplic Biblia în viața mea. Cum? Vreau să mă smeresc, în primul rând. Vreau să pot să iert. Vreau să pot să îi spun celuilalt care l-am supărat, te rog frumos, iartă-mă. Poate ziceți, dragii mei, în seara aceasta că vorbesc cu o direcție, dar nu vorbesc cu nicio direcție. La cineva anume? Sau văd că încă de ieri, din biserică de la noi, lucrurile s-au dus tot în direcția aceasta. Oamenii vor fi așa, oamenii vor fi așa. Bun! Dar când se vorbește de oameni, oamenii aceștia oare nu sunt în biserică? Afară, automat, dragii mei, nu punem problema, că oamenii sunt așa. Noi vorbim despre Biserica lui Dumnezeu. Și atunci știi ce înțelegem? Că totuși în biserică nu-s numai frați. În biserică sunt și oameni. Și gândește-te dumneata să zic așa sau nu, careva dintre noi suntem frate, da? Suntem curați, suntem sinceri, iertăm. Dar vine un om, cum spune Scriptura, că în zilele din urmă vor fi oameni așa. Un om iubitor de sine. Bă, frate, lasă-mă și cu tine. Dragi frați și surori, ceea ce aș vrea să spun în seara aceasta și aș vrea să închei. Să te asculte Dumnezeu în zidirea altarului. Trebuie să faci lucrurile acestea care le-am enumerat până acum. Să fii omul care să știi să asculți. Să fii omul care să-ți păstrezi locul acolo unde Dumnezeu te-a pus. Te-a pus Dumnezeu împărat, stai împărat, nu te fă și preot. Te-a pus Dumnezeu preot, nu te băga în lucrurile care nu te-a pus Dumnezeu să le faci. Păstrează-ți locul unde Dumnezeu ți-a pus. Următoarele lucruri, dragii mei, ar vrea să fie așa cum am spus. Cum te știi înfrâna? Că-s lucruri care le înlăturăm de dinainte și când venim la altar, Dumnezeu scurte cuvinte și s-a rezolvat problemele. De multe ori, uitați-vă dumneavoastră,
în urma cât o strigat prorocii lui Barzel, până a iurat. Dar nu a avut rezultat. De ce? Cum putem să iertăm? Cum putem să trecem peste lucrurile acestea? Ce metode aplici în iertare? Eu iert, frate, dar nu vreau să-l văd. Mă, poți să dai mâna cu el? Nu. Am fost odată, dragii mei, în casa fratelui Stelu Nicorescu la rugăciune. Și așa de împietrit am venit de la lucru și nu puteam nici cum nu puteam să mă rog. Și m-am văzut, mă, ce ai? Mă, zic, așa m-a supărat șeful astăzi și nu erau așa cuvinte grele. Dar m-am prins într-un moment mai de slăbiciune și așa m-am supărat. Și n-am putut să trec peste. Și îmi zicea fratele ăsta Stelu, mă, spune-mă, fratele meu, mă, Domnul să-l binecuvinteze și el. Fraților, vreau să spun și nu puteam. Credeți-mă ceea ce vă spun. E un lucru care l-am experimentat în viața mea. Că nu numai biruințe avem în viața noastră, avem și înfrângeri, și avem și căderi, și avem și lucruri negative din care putem să învățăm ceva. S-o ținut acolo 2 sau 3 ore în rugăciune. Pe sfârșitul programului, aproape, dragii mei, am putut să zic așa cumva, să scot printre zi, băi, Domnul să-l binecuvinteze. Am simțit o ușurare și o despovărare în inima mea, dar o trebuie să fac primul pas. Și omul acela poate nici nu știa că eu sunt supărat pe el. Vedeți dumneavoastră cât de sensibilă iertare. Altul lucru care, dragii mei, ar vrea să recapitulez și ar vrea să închei. Fii omul ca să știi să lucri în colaborare. Fii omul ca să știi să lucrezi. Ilie putea să facă singur. Dar ca să elimine Dumnezeii străini, să elimine orice mit că or fi pus foc, îi pune pe ei să facă. O lucrat în colaborare. Lucrarea, când lucrezi în colaborare cu un om, îi vezi și slăbiciunea, dar îi vezi și lucrurile bune. Fii omul care să știi să lucrezi și când vezi slăbiciunea fratelui tău, uită-te la tine. Băi, oare eu aici am biruit? El nu biruit, dar oare eu aici am biruit? Fii omul, dragul meu, care să știi să te zmerești. Dacă spune, fă lucru cu tare, nu știu cât de departe ar fi fost apa, nu știu cât de departe o fi fost râul din o trebuie să aducă apă. Gândiți-vă dumneavoastră după seceta aceea, după lucrurile aceea care s-au întâmplat. Păi mă, Ilie, tu ne-a chemat aici să facem lucrarea aceasta, lasă, Domnule, nu mai turna și apă. Și de multe ori venim și zicem, dragii mei, oare de ce trebuie așa? Dragul meu, dacă te-a pus Dumnezeu într-o biserică și Dumnezeu a pus în biserica cu tare un păstor sau mai mulți păstori sau lucrători și așa mai departe, nu te cheamă Dumnezeu sau nu te cere Dumnezeu, nu-ți cere Dumnezeu să o coteală ție pentru ce se face așa ca tu ai respectat. Rămâi omul care să știi să lucrezi în colaborare și care să știi să te rogi pentru ei. Să știi care să te rogi pentru familia dumneavoastră. Toate aceste lucruri, dragii mei, dacă noi le vom face, pune-te liniștit la rugăciune. Cere orice vrei și dacă ceri după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Eu aș vrea să rămân la lucrurile acestea. Fii omul ca să spui viața în rânduială înainte să vii la altar. Imediat ca rugăciunea să-ți fie ascultată. Imediat ca să primești răspuns. Să simți ușurare. Să simți că Dumnezeu e lângă tine acolo. Să simți că Dumnezeu îți ridică povara. Dumnezeu îți ajută. Dumnezeu, așa cum s-a văzut și în venire, dragii mei, s-a văzut ca un coș verde. Și mi s-a arătat, dragii mei, că erau lucruri pământești. Lucruri pământești. Lucruri de nimic. Gunoaie, aș vrea să vă spun. Gunoaie. Când s-a arătat coșul ăla verde, era ca un coș de bio. Restul. Lucruri de nimic. Care n-a ajutat la nimic. Dar purtam povara după noi. Purtam gunoaiele, purtam cojile, purtam lucruri care n-ajută, nu hrănesc. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, și să ne ajute la lucrul acesta. Eu aș vrea să închei mesajul meu din seara aceasta aici și să mă ajute Dumnezeu în primul rând pe mine să fiu plăcut Domnului, să fiu plăcut fraților, să fiu plăcut în familie. Schimbă-ți viața. Pune-te în rânduială. Fă așa ceea ce vrea Dumnezeu să faci. Să simți tu, omul care îi l-a cunoscut pe Dumnezeu, când simte eliberare, exact cum zice Sfânta Scriptură, îl îndrăznește ca un leu tânăr. Pentru că nu are ce să-l condamne inima. Că dacă nu ne condamne inima, spune cuvântul lui Dumnezeu, avem îndrăzneală la Dumnezeu, dragii mei. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi să fim oameni sfinți. Nu am fost sfinți până acum. Avem să ne sfințim în continuare.
Dar luăm hotărâri noi, dragii mei, din seara aceasta. Vreau să rămân lângă Dumnezeu. Vreau să mă apropii de Dumnezeu mai mult. Vreau ca rugăciunea să fie ascultată și când mă pun pe genunchi să pot să ridic mâinile sus și să spun: n-am necaz pe soție, n-am necaz pe copii, n-am necaz pe niciunul din biserică. Îs cu inima curată. Și de nu-ți vorbește Dumnezeu prin prorocie. Tu știi în seara aceea că Dumnezeu e lângă tine și nu te lasă. Și Dumnezeu la vremea potrivită va aduce rezolvare, dragii mei. Dumnezeu să facă cât mai multe suflete în seara aceasta să simtă despovărare, să simtă eliberare, să dea mână de pace și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Mă opresc aici și vă doresc ca Domnul Iisus Hristos, fiecare familie de unde sunteți, fiecare copil, orice ați avea, orice ar fi, Domnul să vă binecuvinteze și să vă aducă rezolvare. Amin.